Stănică, nelipsit din calea socrilor, găsi prilejul într-o zi să prinde pe Otilia singură. E foarte drept ce face Moș Costache, îi zise el cu aere de complicitate, ba e chiar dator. Îmi pare bine că-ți cunoști interesele. De ce să rămână atâta avere pe mâinile altora? Ești tânără, inteligentă, fie vorba între noi, dai o lovitură. Bătrânul n-are cine știe ce de trăit, ascultă-mă pe mine. Să-ți spun eu când voi avea timp câte proprietăți și afaceri are moșul, nici gând n-ai. După ce ți-ai irosit atâția ani cu el, trebuie să te despăgubești. Ei, cum ne-am înțelege noi? Dumneata, ai mult caracterul meu, ești liberă, independentă, lipsită de prejudecăți. Îți spun aici între patru ochi, Olimpia e bună, n-am nimic de zis, dar e o piedică pentru cariera mea, moale, fără fler. Crezi că soacra mea Aglaia mi-e simpatică? Ce vrei să fac? Spune-mi o vorbă și sunt gata. Olimpia nu rămâne pe drumuri, are părinți, avere, nu mai e copil la mijloc să ne împiedice. Nu mă uit eu la trecut, fleacul, nu-mi pasă ce-a fost. Ai fost tânără, ai făcut ce-ai vrut. Mă gândesc la o uniune de concepții, pe linii mari. Otilia, care îl ascultase din ce în ce mai palidă de mânie, nu se putu stăpâni și zise deodată surd: Stănică, ieși afară! Acesta, fără grabă, alese o bomboană dintr-o cutie a fetei și se ridică. După plecarea lui, Otilia rămase cu privirile în gol, își șterse cu o batistă niște lacrimi ce nu voiau să curgă, apoi se repezi ca o nebună pe scări și intră în odaia cu pianoforte, unde începu să cânte vijelios tot ce-i venea în minte. Lipsă de griji, mormăi Marina în bucătărie. Doar ce grijă are ea? Stănică trecu în curtea Aglaiei și intră în sufragerie, unde toți se aflau la masă, chiar și Simion. La o parte, pe un scaun, ședea și Felix. Acesta fusese prilejul pe care îl folosise Stănică. Venit din însărcinarea lui Costache, se aștir despre Simion. De câteva zile, Simion se transfigurase, devenise optimist și chiar exaltat. Printr-un raționament simplu, ajunsese la încheierea că toate bolile sunt o sărăcie de substanțe a organismului și că, deci, mijlocul cel mai simplu de a se vindeca era să se supraalimenteze. Îl aprobase chiar Aglaie. Bine că ți-a venit mintea la cap. Firește că dacă nu mănânci, te simți slăbit. Așadar, Simion părăsise patul și acum ședea la masă. Când intrase Stănică, îi explica tocmai lui Felix, căruia îi spunea cu încăpățânare mereu: Domnule doctor, ce bine se simte! Sunt un om renăscut, reîntors la viață. Am o putere mușchiulară cum n-am avut niciodată. Simion își încordă brațul său subțire și făcu insistent semn lui Felix să îl pipăie. Acesta îi făcu hatârul și rămase mirat dimpotrivă de lipsa de rezistență a lui Simion, al cărui braț, de prea mult efort, tremura cu violență. Nu te mai sforța așa, Simion, și fii serios, îl fulgeră Aglaie. Am să vă spun o veste interesantă, zise Stănică, ceva ce n-ați știut. Otilia se va numi în curând domnișoara Otilia Giurgiuveanu. Vai, făcu Aurica, așa ca în fața unei enormități detestabile. Aglaie deveni lividă și după câteva clipe de amuțire izbucni către Stănică, ca și cum el ar fi fost vinovatul. Ce ai zis? Costache vrea să adopte pe Otilia. Niciodată! Cât trăiesc eu, niciodată! Doar mai sunt legi în țara asta, mai sunt tribunale. Îl dau pe mâna parchetului pe Costache, asta-i fac. L-a amețit stricat asta,
Cine știe ce-o fi între ei? Stănică ciugulea cu o scobitoare Mefistofelii câteva măsline. Felix, în schimb, se simți sfâșiat. Ar fi voie să strige, să protesteze împotriva insultelor. Emoția îl pironise pe scaun. Simeon îi făcea semn mereu să vină la masă, deși el voia să plece și îi ședea deoparte. Bine, zise stănica, așezându-se de-a binelea să mănânce. Să-mi spui, mă rog, ce poți să faci? Cum ce poți să fac? Întrebă indignată Aglaie. Asta te întreb și eu, zise calm stănică, dar cu vădită intenție de a excita. Vrea să o adopte și pace. Legal nu e nicio piedică. Mâncați, îndemna Simeon pe Aurica și pe Titi, mâncați, mâncarea este elixirul vieții. Și el însuși înghițea cu lăcomie, vârând în gură bucăți mari de pâine și ștergând cu miez ultimele resturi de sos din farfurii. Dar eu nu pot să spun acolo unde vor că vor să pună mâna pe averea lui Costache. Nu poți să spui. Fata e vitregă, deci e firesc să fie adoptată. Te poate da în judecată pentru calomnie. Cine? Costache? Se înfuria Aglaie. Felix se ridica, se schimbat la față să plece și, căutând o intermitență în discuție ca să spună bună seara, se strecură pe ușă afară. Am vorbit ca nebunii și băiatul ăsta era aici, se mustra Aglaie. Nu mai e pâine? Întrebă îngrijorat Simeon. Mi-e o foame grozavă. Cum Dumnezeu? Observă iritat Aglaie. A fost pe masă un morman întreg de felii. Noi nici n-am apucat bine să mâncăm. Se aduse pe masă un alt coș cu felii de pâine, din care Simeon își lua repede una, mușcând-o ca aperitiv și își mai puse înainte două felii și apoi răzgândindu-se patru. Apoi luă pâinea și dădu generos celorlalți câte două felii, așa încât coșul se goli. Mai adu pâine, zise el către servitoare. Simioane, se răsti Aglaie, ce comedii sunt astea? Este destulă pâine. Moș Costache e sfătuit bine, medită tare stănică. Are pe Pascalopol îndărăt, care urmărește, se vede, să pună mâna pe averea bătrânului după moartea lui. Nu cred asta, zise Aurica. Domnul Pascalopol e un om nobil, l-a mețit Otilia. Unde sunt bani la mijloc, nu există noblețe, declară Aglaie. Cum, mamă, adăuga Aurica, o fată de categoria Otilei să intre în familia noastră e îngrozitor. Intră dacă sunt oameni fără cap, mormăi posac Aglaie și căzu pe gânduri mâncând fără gust. Simeon întrerupse tăcerea. Am o mâncare, am o poftă de mâncare admirabilă, mă simt ca de 20 de ani. Ce bucate mai aveți? Tot timpul înghițise lacom, nedând nici cea mai mică atenție discuției. Aglaie îl privi distrată și cu un vădit dispreț. Afacerea asta, dacă vrei să mă înțelegi, urmă stănică, se tratează cu tact. Moș Costache se teme de dumneata. Rău ai făcut că nu te-ai mai dus pe acolo. Dacă ai merge, l-ai lua cu binișorul. Niciodată, zise Aglaie implacabilă, nerușinată, aproape m-a dat afară. Ai fost violentă, acum trebuie să căutăm un mijloc, nu prea văd. Felix se întoarse acasă aproape pe furiș și se aruncă pe pat fără să treacă prin sufrageria unde Otilia l-aștepta la masă. Era obosit moralmente, dar cu senzații fizice. Privi înainte prin întuneric razele sărace ce pătrundeau pe fereastră prin perdea de la lampa din coridor. Să-i spună Otiliei ce se vorbea despre ea îi se părea inutil și jignitor. Îl obosea, îl neliniștea această lume fără instincte de rudenie, aprigă, în care un om nu se poate încrede nimeni și nu era sigur de ziua de mâine.
îi fură odioși toți, și Costache, și Aglaie, și ceilalți. Și un gând îi stăruia în minte, să fugă cât mai repede din această casă. Dar cum? Să plece fără știrea nimănui era primejdios. Putea să-l aducă cu sila înapoi, fiind minor. Totuși era încredințat că Moș Costache n-ar fi făcut așa ceva. Ba, dimpotrivă, ar fi fost în stare să se bucure. Însă cu ce să trăiască până în iarnă? Poate că Moș Costache ar fi consimțit să-i dea bani. Când își aduse aminte de poliță, văzu absurditatea ipotezei. Mai mult, o mândrie îl cuprinse și fu hotărât un moment să renunțe la ceilalți bani. Dar semnase totuși polița pentru 1000 de lei, primiți sau neprimiți, și Moș Costache i-ar fi pretins fără îndoială la scadență pe toți. Oare nu era mai bine să-i primească și cu acei bani să trăiască singur, ca atâția colegi săraci ai lui? Ideea de a lăsa pe Otilia nu îi surâse. I se născu în suflet năzuința de a o salva, de a o scoate din casa lui Costache și de a o întreține dezinteresat ca pe o soră. Nu i-ar fi ajuns însă banii, atunci se gândi că ar putea da lecții. Chiar îi se ceruseră cu 30 de lei lunar. Cu 2 lecții lua o sumă satisfăcătoare, însă lecțiile nu erau sigure. O familie cu fete îl invitase pe un an întreg, oferindu-i pensiune. Acolo n-ar fi fost loc pentru Otilia. Gândul lui căzu și mai jos. În definitiv, ce-ar fi să renunțe la medicină? Și-ar găsi o funcție, la nevoie cerând chiar și concursul lui Pascalopol, și apoi ar urma altă facultate. Literele, de pildă. Însă un astfel de sacrificiu, desigur că Otilia nu l-ar fi acceptat. Otilia era o fată subțire, cu gusturi aristocratice. Ar fi râs, auzindu-l că se face integrat. Nici lui, de altfel, nu-i surâdea această ipoteză. Crescuse în sentimentul carierelor mari și medicina îi se părea dintre acestea prin educația primită de la tatăl său. Și apoi n-avea mult de așteptat și ar fi fost pus în stăpânirea averii părintești. Atunci își aduse aminte de Iași. Dacă ar pleca la Iași și ar urma medicina la facultatea de acolo, locuind în odaia pe care și-o oprise în casele de pe Lăpușneanu, dacă ar lua-o pe Otilia cu el. Însă și acolo ar fi fost nevoie de bani. Și apoi Otilia nu era fată să stea în provincie. O văzut trecând mândră în trăsura trasă de cai lucioși, cu fluierele subțiri înfășurate în jambiere. Trăsura din viziune călcă crescând peste el, făcându-l să se zvârcolească în pat de contrarietăți. Ce să facă? Ce să facă? Acum înțelese profund zbuciumul Otiliei, starea asta ciudată în care te simți străin pe lume și totuși pironit pe loc într-un mediu în aparență strălucit. Oftă profund și se răsuci în pat, când auzi glasul Otiliei. Felix, Felix, ești acolo? Felix se repezi la ușă, dregându-și hainele. De când te aștept la masă? Zise Otilia, auzindu-i pașii. Când intră în sufragerie, Felix văzu pe Otilia, care se întorcea la scaunul său, pe care se suise ca pe o sofa turcească. Se scribulea de frig. Moș Costache nu era la masă. Otilia nu mâncase, deși orele erau înaintate, ciugulise însă din unele mâncăruri reci de pe masă și acum nu mai voia să mănânce. Unde ai întârziat atâta? Întrebă ea. Lui Felix îi fu greu să mărturisească. Am trecut, când m-am întors de la facultate, pe alături. M-a trimis Moș Costache să văd cum e Simion. S-a dat jos din pas și zice că e bine. Mi s-a părut însă ciudat de schimbat. Și firește, s-a vorbit de mine. Nu, minții Felix. De altfel, mi-e indiferent.
cum îmi este indiferent și ce vrea să facă papa. Îl iubesc, dar știu bine că sunt lucruri pe care nu are puterea să le facă, altfel le-ar fi făcut de mult. Intențiile lui Pascalopol sunt bune, însă îl zbuciumă pe papa degeaba. Acum trebuie să fie cu el, nici vorbă. Ce este pentru mine dacă mă cheamă Giurgiuveanu sau Mărculescu? La banii lui papa nici nu mă gândesc, nici nu-mi trece prin cap care să moară vreodată. Și dacă s-ar întâmpla asta cândva, mă poți închipui pe mine stând aici, nas în nas cu tanti Aglaie? Uf, în cele din urmă am să dezleg eu problema asta. Otilia luă o prăjitură de pe masă, mușcă din ea și apoi îi scutură genunchii care îi ajungeau la bărbie de fărâmituri. Ce ai zice tu, Otilia? Spuse Felix. Dacă aș renunța deocamdată la facultate și mi-aș găsi un post. Și să vin și eu cu tine, nu? Da, mărturisi Felix. A zice că n-ai minte și că ești un zăpăcit. Pentru ce? Să-ți strici viitorul? Să devii un titi oarecare? Papa te iubește în felul lui și nu-ți spune nicio piedică. Ai nevoie de bani, de altceva, pentru ce nu-mi spui? Pentru ce rumegi în tine gânduri extravagante? Felix se ridică în picioare și, mergând de la scaunul Otiliei, îngenunche și o cuprinse cu scaun cu tot, punându-și obrazul lângă genunchii fetei. Otilia râse amuzată, nu însă atât încât să nu lase a-i se vedea o emoție lăuntrică. Otilia, zise Felix aprins, ești întâia fată pe care o cunosc și pe care o iubesc. Sunt întâia cucerire, comentă Otilia, pe când a doua? Nu râde, Otilia, ești întâia și cea din urmă, nu mai place nicio fată. Sunt la universitate de o ursuzenie extraordinară. Nici eu nu știu cum te iubesc, ca pe o logodnică, ca pe o mamă, aș zice, dacă n-ai fi mai tânără decât mine, te iubesc, te iubesc. Te iubesc, te iubesc, parodie Otilia încet, fără baciocură. Înțelegi că am găsit în tine tot ce mi-a lipsit în copilărie? Că iubirea mea e un lucru serios. Nu cum crezi tu? Te iubesc, Otilia, nu glumi, continuă și mai exaltat Felix, sărutând genunchii fetei ușor. Nu vreau să cred că m-ai amăgit, că te-ai jucat numai cu mine. Vreau să fii a mea mai târziu. Când vei porunci tu? Voi munci, voi răspi în viață, dar cu tine și pentru tine. Tu te-ai jucat, Otilia. Nu mă iubești cu adevărat. Nu, Felix, nu m-am jucat. Te iubesc, dar și eu te iubesc în atâtea feluri încât nu pot să analizez acum cât te iubesc ca frate și cât ca, cum să zic, iubită. Felix fu puțin întristat de atenuarea frățească pe care în fond nu dorea din partea Otiliei. Aceasta ghicise. Felix, nu mă supăra cu figura asta. Te iubesc, iată, te iubesc, te iubesc, te iubesc de câte ori vrei tu. Tocmai pentru asta nu vreau să faci prostii. Să aștepți până atunci când te vei convinge că mă iubești cu adevărat. Te autorizezi să experimentezi, să-mi găsești concurente. Otilia, tu mă jignești. Oh, Felix, ești un fanatic. N-ați zice că nu-mi place. Hai, ridică-te repede în picioare, că vine Marina și ne vede în poziția asta patetică. Uf, mi-ai subt genunchii. În sfârșit, Felix, eu aș vrea să înțelegi că eu sunt în tine și caut mai mult decât un june frumos și un adorator. Eu caut marele prieten care să mă stimeze cum nu m-a stimat nimeni și să-mi iasă în cale atunci când voi fi nevoită să plec în lume. Căci, Felix, va veni o vreme când voi fi singură, îngrozitor de singură. Te iubești altfel, Felix. Voi fi pentru tine odată altfel. Acum fii pentru mine un frate. Spune, pentru ce vrei să pleci acum?
pentru că nu mai poți suporta atmosfera asta care se țese în jurul tău, pentru că toată răutatea asta mă exasperează, mă face să urăsc oamenii. Cine știe ce prostii ți-au mai spus? Ce trebuie să te tulburi? Nu de acum sunt astea felici, ci de când eram mică. Tanti Aglaie, văzându-mă că am instincte de lux, mă prigonea de moarte, profitând de zgârcenia bietului papa. Odată papa mi-a dus o rochie cu guler de dantelă pe care am recunoscut-o numai decât, deși n-aveam decât vreo 10 ani, că e veche. Avea o gaură mică de arsură, țesută. Nu știu unde mai văzusem stofa ei bej. Mașina de călcat îi dădea prea mult lustru, altminteri era pasabilă. Trebuia să mergem la Teatrul Național. Papa, eu, tante Aglaie și Aurica. Ilustrul Titi era atunci într-un pension. Eu nu voiam să merg, fiindcă nu-mi plăcea rochia. Papa, blând cum e, în loc să se irite, cum ar fi făcut altul, se plimba prin odaie de la un capăt la altul și îmi demonstra că îmi stă admirabil, că a cumpărat-o de la o croitoreasă. Mă tot răsucea, îi potrivea pliurile cu mâna, îmi venea să râd și să plâng. În sfârșit am plecat. În fumoarul teatrului nu știi ce mi s-a întâmplat. Aurica, înțepată, cum a fost totdeauna, face pe supărata, bâzindu-se pe nară. Mama, de ce îi dă rochia mea Otiliei? Asta e rochia mea! Este întâia mare rușine pe care am suferit-o vreodată, fiindcă nimic nu mi s-a părut mai umilitor decât să te îmbraci cu hainele altuia. Cum am ajuns acasă, am tăiat, am tocat mărunt rochia cu foarfecele. Aurica venea din propria ei inițiativă la școală, la mine, și se făcea că se interesează, câte o colegă o întreba. Căutați pe verișoara dumneavoastră? Nea, zicea mieros Aurica, dar nu mi-e verișoară. E o fată pe care o creștem de milă, numai de a învăța. Tu nu-ți dai seama ce înseamnă asta pentru o fată și mai ales la școală, unde colegele sunt așa de rele. Și de ce, mă rog, am avut tată și mamă și papa mi-era tată vitreg. Nu era mai puțin onorabilă decât uscata Aurică? Însă tantea Graia n-a putut o suferi pe mama și n-ar fi voit ca Moș Costache să se însoare și încă cu o femeie cu copii din altă căsătorie. Papa ține grozav la copii, în felul lui, repet, și ei toți își puseseră nădejdea că va crește pe Titi și le va lăsa averea. N-are decât să o lase în definitiv, numai să-mi dea pace. Tanti Aglaie și cu Aurica mergeau cu perversitate atât de departe, încât îmi spuneau mereu față de lume. Degeaba lingușești pe Costache și te zbenguiești, Costache nu te iubește. Eu să fiu și nu te-aș iubi dacă n-ai fi copilul meu din sângele meu. Toate astea mi le spuneau când aveam câțiva ani. Nu te mira atunci că mi-a plăcut Pascalopol. El mă cunoaște de mică. De atunci îl îmbrățișam și chiar îl sărutam. Și tu te uiți, Chiondorâș, la mine când fac același lucru acum. E drept, Pascalopol e un om chic. Mai târziu a început să-mi placă ca bărbat și pot să spun că nici el n-a făcut pe bunicul meu. Of, cum te-ai posomorât! În sfârșit am vrut să-ți spun că am băut tot paharul amărăciunii și m-am aruncat în râu. Și acum tu n-ai puțină răbdare. Câteva luni. Nu te teme, Felix. Tantea Glaie mă iubește și am felul ei. Da, da, s-a obișnuit cu mine. S-a obișnuit să înțepe mereu pe cineva. Dacă aș pleca, s-ar neurasteniza și ar fi în stare să mă caute ca să poată să mă fulgere. Felix, ce faci? Felix o strânsese puternic cu brațele și o sărutase apăsat în chip de consolare pentru necazurile ei. Ești nesuferit. Nu mă las să respir. Așa se sărută? Parcă ești ventuza. Se vede că n-ai fost la conservator.
sărutarea nu trebuie să aibă brutalitatea asta alimentară, ci să fie ușoară, delicată. Uite așa, domnule! Otilia se ridică, se arată și îl sărută foarte atent și superficial pe buze. Felix vrut să o strângă iar în brațe, dar Otilia îi puse mâna în piept bărbătește, prefăcându-se supărată. Ei, asta nu. Te rog să treci la locul tău la masă. Nici n-ai mâncat nimic. Mai bine sfârșește acolo să-ți examinezi palma. Am făcut rost de o carte de chiromanție. Uite, eu de pildă, voi trăi numai 30 de ani, ceea ce e destul, fiindcă nu vreau să devin mumie. Am linia inimii netedă, asta înseamnă că sunt o fată de inimă, capabilă de dragoste profundă. Ce nostim! Așa o au, zice, în carte eroinele Revoluției franceze, Madame Tallien, de exemplu. Crestăturile aici, pe muchia palmei, sub degetul mic, indică numărul de copii. Ia să vedem. 1, 2, 3, vai! E îngrozitor, Felix! Voi face 7 copii. E oare cu putință? Nu, nu, nu-mi plac sau mi-ar plăcea numai unul, un băiețel. Dă mâna ta să văd tu câți faci. E îngrozitor și tu tot 7 faci. Eu îi fac? Asta înseamnă că o să am 7 și vei face tu. Ești un prost. Tu n-ai voie să te căsătorești decât pe la 27 de ani, când îți vei fi terminat complet studiile. Pricep că eu, murind la 30 de ani, nu voi putea să-ți fac 7 copii. De altfel, te iubesc, însă, în modul ăsta rodnic. O, Felix, nu! Liniile mint. Acum să lăsăm asta. Uită-te în ochii mei, Felix, și spune-mi drept. Ce a spus tanti Aglaie despre mine? A spus că atâta vreme cât trăiește ea, Moș Costache nu te va adopta. Și așa va fi. Moș Costache primi peste câteva zile prin poștă o scrisoare închisă. Cum nu îi se aducea corespondență mai niciodată lui personal, tot scriind Otiliei chestiunile privitoare la afacerile lui, îndrumându-se la alte adrese, tulburat ca în fața unei telegrame, își luă febril ochelarii și intră cu scrisoarea, al cărui plic îl tăiase atent cu un ac, în salonul din față, unde o citi de 2 ori pe nerăsuflate. Scrisoarea scrisă cu caligrafie disimulată, perpendiculară, suna astfel. Stimate domnule Giurgiuveanu, sunt informat că intenționez să adoptez pe fiica dumitale vitregă domnișoara Otilia. Dacă ai fi făcut asta când trăia soția dumitale, aș înțelege. Dar acum, când domnișoara are 20 de ani, lucrul e cel puțin curios. Îți comunic prietenește că foarte mulți cred că trăiești cu această nostimă fată și că vrei în felul acesta discret să-i lași averea. Treaba dumitale, deși mă întreb ce zice familia de această hotărâre senilă. Eu personal n-aș avea de ce să mă amestec în treburile dumitale, însă îți mărturisesc că sunt indignat și sunt hotărât să atrag atenția autorității în drept asupra acestui caz. Așa, din umanitate și spirit de dreptate, fiindcă o cunosc pe această domnișoară foarte modernă și independentă și n-aș vrea să o văd cum te toacă pe dumneata ca tată, ca să se zbenguiască pe drumuri cu junii de la conservator. Caută-ți o femeie mai în vârstă pentru slăbiciunile erotice, iubite, domnule, și nu mai adopta minore. Sper că acest preaviz îți va vârâ mințile în cap și nu vei aștepta să spun surorii dumitale, doamna Aglaie Tulea, tot ce știu despre aventurile galante ale iubitului său frate. Semnează un amic care îți vrea binele.